Rând pe rând, cei patru candidați la primăria Timișoarei prezenți în studioul Caravanei au răspuns la întrebarea care este cea mai mare problemă pe care o are Timișoara. Cea mai mare problemă a orașului Timișoara este lipsa de comunicare a administrației cu populația sa. Sunt oameni de afaceri care așteaptă câte 2 ani de zile după autorizație. Cea mai mare problemă a Timișoarei este poluarea, pentru că sănătatea e mai presus de toate. Cea mai importantă problemă la scară, evident, mai mare, este cea legată de parcări. A doua e cea legată de lipsa centurii și a treia de situația sănătății. Problema protejării patrimoniului Timișoarei. Știm foarte bine că acest patrimoniu suferă foarte mult. Și lupta pentru șefia Consiliului Județean Timiș este una strânsă. Cei 3 candidați care au participat la dezbatere au vorbit despre lipsa locurilor de muncă sau despre infrastructură. Va trebui să deschidem posibilități de a găsi soluții pentru agricultură. Sunt zone